Totdeauna există ceva în natură, fie în decorul construit, fie în decorul natural, ceva pe care te sprijin, pe care te bazezi, care te ajută, care îți dă energie. Adică totdeauna ai plus, că de exemplu la, tot revin la Dincolo de Pod, foarte mulți spectatori se adună și fac un cerc larg și se uită la tine. Deci, într-un fel, se adună spectatori și la filmări. Da, cred că a fost una dintre cele mai frumoase Dincolo de Pod. Deși e foarte greu să fac așa o ierarhie, pentru că fiecare în parte are ceva... Și mie mi-e greu. Da. Când este vorba de a face nu o ierarhie... Nu pun întrebarea care e filmul preferat, și mie mi-e greu, nu pentru speriați, că nu. Noi ne legăm într-adevăr de fiecare personaj ca de cel mai important pe care îl facem în momentul acela și când e să tragi o linie sunt atât de multe adunate și când te gândești cât suflet ai pus pentru fiecare și ce etapă frumoasă a însemnat din viața ta, nu poți să faci o ierarhie. Da, facem ce facem și tot la Veroiu ne întoarcem. La Veroiu, la cum ați ajuns? Adică a existat un casting? Cum e acum, da, sau? A existat un casting. Eram, terminam anul 4, jucam foarte mult la Cassandra. La clasa cu ea? La clasa lui Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher. Și Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher s-au străduit din anul 3 să avem o stagiune plină. Și într-adevăr aveam o stagiune plină, eu jucam în 4 spectacole, roluri extrem de diferite. Ceva potrivit mie, nu aveam decât un rolișor în Sărbătoare Princeală. Altfel, jucam în opera de 3 parale și făceam o compoziție. Aha. Eram doamna Picem, o femeie, o bețivancă, scuipam sâmburi de vișine și, de tot, și da, un contraamploa, chiar mi-a spus Cotescu, zice, să știi că pentru tine, ție îți revine sarcina cea mai grea, că tu trebuie să fii la celălalt pol al tău. Și m-a amuzat foarte mult personajul ăsta. L-am făcut cu o dragoste extraordinară. Dar a făcut pe musical? Sau? Da, și cântam. Eu cu urechea mea muzicală nemaipomenită, cântam alături de Puiu Dănilă. Mă sprijineam foarte mult pe el, îl cântam mai bine. Și a venit cineva din partea lui Veroiu, Stelian Stativă, regizorul secund. Și i-a spus lui Veroiu că m-a văzut pe mine Maria Ploaie în... Dar zice, ce făcea în opera de 3 parale? Că n-am văzut nicio femeie potrivită pentru Sida, Sida mea. Zice, nu, dar ar trebui să o vezi în Sărbătoare Princeală, că acolo este ea. Aici face o compoziție. Și până la urmă am fost chemată la probe. Și am dat probe. Dar el n-a apucat să vadă spectacolul. Câte mi-aduc eu aminte, nu apucase să vadă spectacolul. Am dat probe... Tremura sufletul în mine, Doamne, și a fost după o noapte nedormită, pentru că a trebuit atunci să-mi... Aveam o singură mașină de scris și o purta un coleg de la un coleg la altul ca să ne batem fiecare lucrarea de stat și nu funcționa o literă, râul parcă nu era bun. Și în orice caz am avut o noapte ratată și a doua zi aveam proba asta atât de importantă și... Nu prea mă simțeam în apele mele, eram teribil de emoționată și m-am dus la machiaj și a venit la un moment dat Mircea Veroiu, s-a uitat la mine ca la o radiografie. Cu privirea lui rece, aparent rece, că de fapt era un om atât de sensibil și cald și bun. Și pe scurt, ca să nu o lungesc, am dat probele și ne-a chemat pe amândoi să vedem probele. Au fost ca un studiu, ca să știm ce a fost bine și ce n-a fost bine și cum trebuie să ne pregătim. Și a fost fascinant pentru mine să văd chipul meu imens. Și cu o încărcătură excepțională. Erau lucruri care nu-mi plăceau, dar și multe lucruri care îmi plăceau. Mă descopeream, de fapt. Da, trebuie să fie foarte interesant să te vezi așa pe un ecran așa mare. Îmi imaginez scena din Persona de la Bergman, știu, da, din echipul ăla, superb, și copilul care mângâie echipul. A fost un noroc să lucrez atât de mult. Bine, mai făcusem Toamna Bobocilor, Muntele Ascuns, dar la Mircea Veroiu am învățat foarte multe lucruri legate de cum e bine să fii, ce trebuie să faci ca să fii o actriță bună de cinema. Pentru că este o diferență în a fi pe scenă și în a fi în fața aparatului de filmat. Trebuie să înveți această măsură, această discreție, să arzi pe dinăuntru, dar chipul să rămână
senin. Da, nu trebuie să fie foarte expresiv chipul, tocmai asta e. Da, 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 da. Dar cu gesturile e mai complicat și așa, da, da. Cu gesturile, cu rictusurile, da, da, adică da, da. La un moment dat de emoții aveam niște un rictus pe care nu-l puteam stăpâni și pe care, cunoscându-l, după aceea am reușit să stăpânesc și să știu foarte exact ce am de făcut. Dar mi se pare interesant că Schumacher acum din nou joacă și după o pauză destul de, da, destul da, da, de mare. Da, am văzut și eu filmul. Exact, La drum cu tata, care da, a da, făcut exact, foarte tare. Foarte tare, așa, foarte tare. Și Anca Miruna Lăzărescu, după aceea, l-a luat acum într-un serial care va intra pe HBO. Ah, ce bine! Și în care joacă și fata lui. El, înțeleg, că are un rol destul de mic, nici nu știu dacă a rămas până la urmă, dar fata lui e sigură acolo. Apropo de familii, că tot vorbim tare, astăzi, tare, da, mult, chiar mă bucur tare mult. Mi se pare frumos, știi, cum era și la Plătăreanu, de exemplu, unde da, era fata exact, lui. Ce da, fată da, talentată. Extraordinar, da. N-am să uit că am văzut-o când era în leagăn de o lună sau două luni. Da, pentru că am fost în aceeași perioadă. Eu o purtam în pântece pe Ana mea și soția lui pe fetița lor. Și Alexandra Maria Lara, da. Alexandra. Da. Era un copil atât de frumos în leagăn, de o frumusețe ireală, cu niște ochi mari, verzi, mi-aduc eu aminte, și nespus de senină și cu minte. Da, și rămasă în continuare. Și da, am văzut-o jucând, adică am văzut-o, este adică, excelentă. Da, 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 și cu o mare pasiune. Și chiar au publicat de curând o carte în Germania despre tatăl ei. Eu nu știu nemțește rău, dar am cumpărat cartea numai ca să văd pozele și ca să-mi amintesc de Plătăreanu, care îmi plăcea foarte tare ca actor. Și mi s-a părut... Și am zis, uite, vezi, acum un moment în care îmi pare rău că nu știu nemțește. Să ne mai întoarcem puțin la Dincolo de Pod. Erați cu Leopoldina Bălănuță? Am avut niște parteneri absolut excepționali și asta probabil că m-a ajutat. Totul m-a ajutat, de fapt. Da, Leopoldina Bălănuță, Irina Petrescu. Tocmai am văzut-o acum, chiar aseară, era o reluare pe Cine Maraton și lăsaseră foarte mult cadru. Întâi, de fapt, a fost un mini portret al Irinei Petrescu și lăsaseră cadru îndelung în care sunteți în planul 2 și în planul 1 ea îmbrăcată călugăriță. Călugăriță la oglindă. Exact, păi, exact. Da, așa, este faimoasa da, secvență la oglindă. Exact, exact. Și mi s-a părut atât de frumos pentru că acum jucați o călugăriță în fals tratat. În fals tratat de mântuirea sufletului, exact. Da, joc o călugăriță, da. Pe contra am plăcut și acolo, aș zice. Un pic. Puțin, da, da, dar sunt foarte uimită ce descoperim noi actorii înăuntru nostru, lucruri nebănuite. Așa că... Deci era Leopoldina, ați jucat și la teatru cu ea? Da, am jucat și la teatru. În primul rând, Leopoldina Bălănuță, da, vezi că te întâlnești, te gândești la oamenii pe care ai întâlnit în viață, cu care ai jucat. Leopoldina Bălănuță m-a cunoscut înainte de a intra în institut. Eu făceam școala populară de artă la clasa Mariei Potra. Maria Potra fiind o actriță, dar mai ales o profesoară absolut excepțională, care mi-a dăruit foarte mult în sensul că am cunoscut foarte mulți poeți pe care nu-i știam, am învățat foarte multe poezii, piese de teatru și odată Maria Potra reținea enorm la mine și care zicea că din toată clasa Maria ar merita să intre la institut pe vremea aceea. Se intra foarte greu pentru că erau 5 locuri la fete, 5 locuri pe toată țara la fete, deci era... Plus, foarte multe fete se pregăteau cu profesorii, era Petrica Iorghiu atunci care pregătea minunat actor pentru institut. Și Maria Potra, în dorința ei de a reuși eu, a chemat-o pe Leopoldina Bălănuță să mă vadă, să mă asculte. Știu că am recitat mai multe poezii și monologul Margarete din Faust. Ah, ce frumos! Da. Aveam un repertoriu mare, și complicat. Și complicat. Pentru cineva atât de și da, fără experiență de viață până la urmă, că asta e viața. Leopoldina Bălănuță m-a ascultat și am plecat împreună. Am pornit împreună din Piața Rossetti spre universitate și m-a corectat, mi-a spus să am grijă să merg mai dreaptă, așa. Iar altfel mi-a spus că dacă ar fi fost să intre într-un teatru să vadă Faust, Margareta, a zis că nu s-ar fi așteptat să fie altfel. Deci, cu alte cuvinte, cumva foarte discret m-a
felicitat și m-a lăudat. M-a încurajat. Era, m-a încurajat că de asta, da, chiar de asta aveam nevoie. O generalitate foarte mare. N-am reușit din primul an. N-am reușit din primul an, am reușit în al doilea an. Uh-huh. Dar în orice caz, Leopoldina Bălănuță a rămas ca o mamă spirituală pentru mine, pentru că ea mi-a dat alături de, sigur că da, de Maria Potra. Și după aceea ne-am întâlnit foarte des, că nu știu, am mai făcut figurații la teatru mic. Eram apropiate, eram foarte apropiate. Și după aceea ne-am apropiat și mai mult la... E o mare, într-adevăr, o doamnă a teatrului românesc. Extraordinară, dar există o asemănare. Știa să-ți dăruiască. Între, da, da. Eu cred că ea n-avea copii. Și cred din păcate, că, da, da, spunea Nani din urmă, păcate, zice, da, dacă aș mai putea, acum aș face. Da, 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 cred că ceva a transmis așa. A transmis, mie, am avut un recital de poezie religioasă la... într-o localitate unde este un teatru foarte vechi, foarte frumos, și mulți spectatori au venit să-mi ceară autograf și mi-au spus că ce asemănare mare am cu Leopoldina Bălănuță. Deci nu sunt singură. Deci, da, bucuria mea este și mai mare, cu cât mi-aduc aminte că Mircea Veroiu spunea, dacă ar fi să fac trei surori, aș face cu Poldi, cu tine și cu Monica Ghiuță.